Am revenit, oamenii sfinți sunt cele mai înalte repere morale ale umanității. Viața lor curată, lupta lor exemplară cu răul de multe feluri, credința lor de foc nemistuit, bunătatea lor desăvârșită răsfrântă asupra celorlalți, curajul, candoarea și ordinea morală plină de sens în care au ales să trăiască fac din oamenii sfinți modele de viață autentice despre câțiva dintre aceștia, dintre acești oameni care au trăit în greu încercatul secol 20 și despre sfințenie ca stare de curățenie sufletească accesibilă oricui, ia în serios cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vom vorbi în emisiunea de astăzi alături de domnul Vasile Bănescu. Bună ziua și Bine ați revenit! Vă mulțumesc foarte mult pentru reînnoita invitație. Sper să nu fie un prea mult, dar vă mulțumesc! Nici pe departe, ne este foarte drag să vă avem aici și să discutăm despre aceste subiecte care, până la urmă, ne încălzesc sufletul de bucurie. Astăzi ne-ați propus un subiect extraordinar de drag mie și foarte important cred eu, să vorbim despre sfinții preoței neamului românesc și dumneavoastră ați ales niște figuri foarte cunoscute și foarte importante și aș vrea să le facem astăzi o prezentare așa cum se cade, sigur că da. Ar fi foarte mulți, nu vom avea timp da. să zăbovim decât asupra unora mai cunoscuți și în același timp necunoscuți, pentru da. că... Există foarte multe prejudecăți în legătură cu sfințenia și mi-aș dori să începem prin a încerca să dăm un contur noțiunii de sfințenie, pentru că foarte mulți dintre noi, atunci când aud de sfințenie, sfinți, nici nu le trece prin minte că aceste lucruri și aceste persoane ar putea fi unii cu care s-au întâlnit cândva pe stradă, pe care i-au văzut slujind într-o biserică, și, în orice caz, ideea că un sfânt e contemporan cu tine, că da. poate fi cineva din anturajul tău, este aproape exclusă în mod reflex, întrucât noțiunea de sfințenie a căpătat în timp, în timpul în care lumea în care trăim noi, e adevărat că a evacuat viața religioasă în mod masiv, și reflexia religioasă, mai precis atât de mult, încât astăzi când vorbim despre Sfințenie, reflexul e să ne gândim la starea unor oameni pe care noi nu putem atinge niciodată. Un sfânt e cineva din calendar, cineva care a trăit prin peșteri, deșerturi, păduri, scorburi, imaginarul, acest imaginar legat de sfinți în mintea omului secularizat, este unul care nu îi mai permite în primul rând o intimitate cu ideea de sfințenie și desigur nu-și pune niciodată problema un asemenea om considerându-se a priori păcătos, ca și cum doar el ar fi acesta, toți suntem și nu reușește să se mobilizeze vreodată spre a face măcar un pas și el pe o cale mai curată în viața lui. Ce vreau să spun prin asta este că miezul Sfințeniei este unul permanent, actual. Sfințenia nu s-a consumat în primele 4, 8, 10 secole ale creștinismului. Sfințenia este o stare sufletească, o stare de curățire progresivă a minții noastre de tot ce o parazitează, de lucruri care ne convulsionează lăuntric, ne stârnesc tulburări, ne murdăresc de vreme ce cochetăm și cultivăm uh, această relație cu răul de multe feluri. Un sfânt este în viziunea bisericii și în viziunea teologică și, desigur, în viziunea mea, un om din orice timp, inclusiv din 2024, care se străduiește niciodată nu spune că a reușit, se străduiește să avanseze lăuntric, dar și în relațiile lui exterioare cu ceilalți, pe o cale a împrietenirii profunde cu binele, cu mesajul lui Hristos, încercând să trăiască el personal, chiar dacă stă la etajul 8 și nu într-o mănăstire, să trăiască conform unor principii morale pe care și le asumă natural. Ca să devii sfânt, știți bine, nu există cursuri pentru asta, nu există o listă cu bibliografie pe care dacă ai citit-o, ai dat un examen la teologie și primește acolo o diplomă de sfânt. Nu, sfințenia nu are nimic formal în ea. Sfințenia este, este atmosfera lăuntrică în care omul credincios intră într-un dialog prin rugăciune cu Hristos. Sigur că nu ajunge asta, dar în sfinți, în oamenii curați, trebuia să spun de la început asta, cuvântul sfânt și în limba ebraică și în limba greacă, veche, înseamnă curat, pur. Și asta ne duce cu gândul la cuvintele lui Hristos, fericiți cei curați cu inima. Inima ca centru al ființei noastre. Există rațiuni ale inimii, a spus Obles Pascal mai târziu. Există coborârea minții în inimă. Înainte de Pascal au vorbit despre asta mari gânditori și trăitori creștini din secolele 13-14, când a înflorit curentul isihasmului, adică acea stare de liniște în care rugăciunea profundă, repetată, ajunge să-ți să, să coboare atenția, mintea, cum se spune, în centrul ființei tale, în inimă. Eu nu pot să dau decât niște repere, care sigur că în gura mea nu pot fi credibile, nu vă vorbește în niciun caz cineva avansat pe calea Sfințeniei, doar cineva care reflectează fascinat la posibilitatea reală a Sfințeniei pentru absolut oricine dintre noi. Așadar, Sfinții sunt oameni, despre care o să vorbim uh, concret, personal, da. uh, în minutele următoare, oameni care au trăit în orice epocă, uh, important e ca Duhul epocii respective să nu înfrângă în ei și în noi uh, Duhul lui Hristos, pe care îl întâlnim așa cum se ridică El din cuvintele Lui, pe care le putem citi oricând și noi din Evanghelie și a ajunge să. Să, să le metabolizezi în viața ta, în comportamentul tău. Concret, predica de pe munte, ar trebui să știm suficient de mult despre conținutul ei, capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei. Acolo se, se conturează viziunea lui Dumnezeu însuși în legătură cu ce ar trebui să facem noi, fiecare dintre noi. Ștacheta e pusă foarte sus. De vreme ce se spune, fiți desăvârșiți ca Tatăl meu din ceruri, ca Dumnezeu, niciodată nu vom putea fi. Dar dacă ștacheta nu e foarte sus, firește că nu ne vom urni deloc. Dacă este inaccesibilă, vom încerca să parcurgem câțiva pași măcar. Ori Sfinții sunt acești oameni care au făcut pași mai mulți decât facem noi, au făcut pași nu cu conștiința că ar fi vreodată Sfinți. Deci, cel mai străin gând al unui sfânt, în mod cert, este acela că este sfânt. Niciunul dintre ei nu și-a pus problema sfințeniei lui, pentru că, în momentul în care începi să te întorci spre tine însuți, automăgulitor, și să-ți spui: stau mai bine ca alții, Iată, eu sunt curat. Se anulează. se anulează absolut totul, iar acest gând care i-a vizitat pe unii, o mărturisesc chiar ei, da, sunt da, da, pagini splendide din da. Pateric, evident că erau gândurile adversarului, Cor. adică gândurile uh, insinuate de diavol în da, mintea da, da. lor. Așadar, Sfinții sunt oameni curați cu inima și cu mintea. Ei sunt oameni care luptă cu gândurile lor și nu le brodează în niște reverii din care trăiesc, luptă cu gândurile care nu sunt cele curate. Pe noi ne bombardează permanent gânduri, mintea noastră e neobosită. Chiar când dormim, nu, nu adoarme total mintea noastră. Și această luptă cu gândurile despre care vorbește unul din marii maestri ai gândirii creștine, patristice, trăitor în pustiul Egiptului, în secolul, în secolul IV, Evagrie din Pont, un mare aristocrat de la curtea bizantină care ajunge să, să trăiască în pustiu, există o carte scrisă, printre alte texte există și acesta, Lupta cu gândurile. Deci să nu credem, și cu asta închei, să nu credem că Sfințenia este inaccesibilă, că e rezervată doar unor oameni care printre noi ar fi, de, ar fi de neatins ca modele, modelele Sfinților, de asta există calendar, de asta există sărbători. Nu pentru a ne vântura prin față lucruri reale, imposibile, ci tocmai pentru a ne stârni frumos de a accepta și noi că putem lua în serios cuvintele Lui Hristos că putem face un pas mai departe decât credem că putem face, că putem fi mai buni și bunătatea este unul dintre elementele fundamentale ale Sfințeniei. Bunătatea înseamnă deja exprimarea unei, unei victorii pe care a obținut-o lăuntric împotriva răului care ne bântuie. Numitorul comun al Sfințeniei și al Sfinților este desigur pocăința, adică prin cuvântul grecesc metanoia, schimbarea modului de a gândi și-au schimbat și viața. Pentru că n-ai cum să-ți propui să schimbi viața dacă tu gândești la fel ca înainte de a-ți propune. Deci e foarte important mai întâi să înțelegi despre ce e vorba în ecuația aceasta a vieții noastre în care termenul Hristos este cel mai important, cel care ne-a spus Urmați-mă, iați crucea și urmează-mă, sunt cuvinte destinate fiecăruia dintre noi. Pocăința, deci modul de a gândi al unui sfânt, este în mod cert diferit de modul nostru de a gândi, pentru că noi stăm și în contexte în care, e adevărat, lumea de astăzi nu ne avantajează prin liniștea de care am avea nevoie pentru reflexie, pentru reculegere, uh -huh. pentru rugăciune. Da. Dar nici scuze totale nu avem, ca și cum n-am pierde atât de mult timp cu tot felul de lucruri care, de fapt, doar ne corodează lăuntric și nu ne întremează spiritual. Să vedem, domnule Bănescu, pentru că ne-ați propus câteva personalități ale neamului românesc, Sfinți Părinți, și o să, de fapt, deja ne-ați lămurit noțiunea de sfințenie. Cum doriți dumneavoastră, cu cine doriți dumneavoastră să începem, este foarte interesant și important pentru noi să aflăm lucruri care, până la urmă, să ne servească și drept model despre acești sfințe ai neamului nostru și să înțelegem mai exact, prin modelul pe care ei ni l-au oferit, cum ar trebui sau măcar către ce. Ar trebui și noi să ne îndreptăm apropo de sfințenie și vorbim despre ceea ce înseamnă cu adevărat sfințenie. Știm foarte bine, sfinții noștri, părinți, preoți, cât au suferit foarte mulți dintre ei în închisoare, cât au îndurat și în ce condiții austere au trăit, pentru că până la urmă nu se poate sfințenie în lux, sfințire în lux sau în opulență sau făcând doar ce ne trece prin cap, deci au avut vieți destul de austere și au îndurat chinuri poate greu de închipuit cu mintea umană. Uh, ați spunei de lux. Să luxul începem? apare ca ceva absurd în viața unui om care a înțeles despre ce e vorba da. aici pe pământ. Uh, a căuta luxul, adică a-ți aglomera viața și spațiul din jurul tău cu lucruri fără relevanță spirituală. Sigur că tuturor ne place să dormim într-o cameră de hotel luxoasă. Nimeni nu caută o șandrama unde să-și să petreacă câteva zile. Dar, dincolo de asta, nu bogăția în sine e problema. Asta o arată inclusiv mari părinți ai bisericii. Ci modul în care ne raportăm la anumite lucruri. Un om care a înțeles... E un om care, evident, renunță la tot ce nu-l ajută, la tot ce nu-i face bine, la tot ce-i tot ce e deprisos, pentru că, de fapt, așa cum am mai vorbit noi în alte emisiuni, avem nevoie de foarte puține lucruri în viața noastră ca să putem deveni oameni cu adevărat. Dacă luxul ne-ar face oameni cu adevărat, dacă bogăția, deci, ne-ar face oameni cu adevărat, gândiți-vă câți... Sfinția mea avea în jurul nostru, în această lume a secolului, uh, luxului și bogăției. Nu, aceste lucruri sunt pur și simplu parazitare pentru un om care își mută atenția de pe ce nu contează, pe ceea ce contează în mod esențial. Revenind, sigur că vom putea vorbi pe parcurs uh, despre Sfințenie, mi-aș dori să o putem privi din mai multe unghiuri. Pentru că, repet, e o mare neînțelegere. Sfințenia este percepută astăzi ca ceva inaccesibil. Ori nu este inaccesibilă. Toți suntem chemați să fim sfinți. Și Scriptura folosește cuvântul acesta raportat la, la oameni. Primii creștini erau percepuți de unii ca sfinți și chiar aveau o viață deja schimbată și foarte frumoasă. Așadar, să nu ne fie teamă de, de sfințenie. Sfinții nu sunt personaje mitologice puși într-un calendar pentru a le rosti numele cu diverse prilejuri. Sfinții toți au fost copii ca noi toți, cu părinți ca noi toți, oameni care au avut experiențe unele răvășitoare în prima parte a vieții lor. Gândiți-vă la Maria Egipteanca, o fostă prostituată, la cărei viață era Totalmente dedicată uh, acestui lucru. Însă și mulți alții, fără îndoială. Însă acești oameni, la un moment dat, l-au întâlnit pe Hristos. Nu pe stradă, nu în vreo casă, ci la nivelul trăirilor. lor. Sufletul lor a început să se izbească catalazurile de un țărm, frământările lor, zbuciumul lor profund reflexivitatea lor legată de cuvintele lui care pur și simplu la un moment le-au sărit în ochi. Dacă cei din vremea lui Hristos ascultându-l spuneau acesta nu vorbește ca un om și azi e suficient să citești uh, evangheliile ca să-ți dai seama că acele cuvinte ale lui Hristos și astăzi sunt de o perfectă, riguroasă actualitate și că ne privesc pe noi toți permanent. Din această perspectivă așadar, oamenii despre care vom încerca să creionăm câteva lucruri legate de viața lor, au fost oameni care, iată, de exemplu, părintele Sofian Boghiu s-a stins, s-a adormit într domnul în anul 2002. Dacă mergeați la Antim până în anul 2000, ați fi avut șansa să-l întâlniți în curtea mănăstirii Antim. E doar un exemplu. Cum a devenit el sfânt? Evident, printr-un progres spiritual, printr-o suferință enormă, a trecut prin închisoare. E, unul dintre, e una dintre figurile cele mai luminoase ale creștinismului ortodox românesc din a doua parte a secolului 20. E suficient să-i privim, iată, da. chipul, ochii, privirea acestui om care pur și simplu șiroiește de lumină. Chipul lui șiroiește de lumină. Și Se vede bunătate. bunătatea. Bunătatea acestui om extraordinar, născut în 1912, repet, a trăit până în anul 2002, a fost un mare, unul dintre cei mai mari duhovnici, ortodoxi și, și în același timp, foarte, foarte mare pictor bisericesc. Nu întâmplător, datorită trăirii lui curate, putea picta, putea, adică exprima în culoare și trăsături ale ale sfinților pe care i-a pictat, lumea aceasta a sfințeniei pe care el o traversa, poate chiar neștiind și nepunându-și uh, problema aceasta. El a fost și unul dintre membrii uh, celebrei mișcări Rugul Aprins, da. care s-a întemeiat chiar la Mănăstirea Antim, în urma venirii în, uh, în București, a unui mare trăitor ortodox rus, Ioan Culâghin, care a plecat din Rusia împreună cu armata germană care s-a retras după înfrângerea ei, a ajuns în România, a ajuns la mănăstirea Antim și în jurul acestui părinte Ioan, numit Ioan cel Străin, a început să graviteze, au început să graviteze mai multe personalități din București, între care, iată, părintele Sofian Boghiu, Alexandru Mironescu, un savant român specializat în, în științele exacte, cu doctorat la Sorbona. Celebrul Sandu Tudor, devenit mai târziu Părintele, Părintele Danil. Mulți, foarte mulți alții. Părintele Stăniloae, concentric, o să vorbim și despre el. Iată, Părintele Sofian Boghiu, numit și Apostolul Bucureștilor, pentru că apostol înseamnă cel trimis. Ori el, acest părinte sofian, sofian este, a fost cel care, în ochii celor care l-au întâlnit, părea și chiar era trimis de Dumnezeu. Cuvintele lui, predicile lui, pictura lui, toate conduceau atenția spre frumusețe. O știm că frumusețea ne salvează. Frumusețea cu majusculă și care are legătură, desigur, cu frumusețea morală în primul Rând. Da, acesta este părintele Sofian Boghiu. Trebuie să spun că cei despre care vom vorbi în continuare, așadar, inclusiv părintele Sofian, au primit din partea Bisericii Ortodoxe da. Române, chiar anul acesta, a fost aprobată canonizarea lor. Prin canonizare se înțelege trecerea unor personalități în rândul sfinților. sfinților. Acest lucru îi poate mira pe unii. Au fost uh, discuții chiar în vara aceasta despre aceste canonizări. Au fost canonizate 16 personalități din România, uh, oameni care în mod cert au amprentat în sfera lor, în, cu viața lor, cu mesajul lor, cu, cu lucrarea lor variată, scrisă, uh, vorbită, rostită, pictată, uh, tipărită. Uh, prin cuvântul lor, ziditor, au amprentat și au modificat viețile altor oameni. În mod cert, acești oameni nu au fost perfect curați de la începutul vieții lor până la sfârșit. În viețile unora dintre ei au apărut tulburări, au apărut ispite, despre unii s-a spus că au simpatizat cu mișcarea legionară. Aceasta a fost o ispită pentru o mare parte. A, a românilor din vremea aceea dinainte de, de comunism și care erau orientate împotriva comunismului. Acești oameni, însă, au depășit această ispită, toți dintre ei cei care au intrat în, în discuție în, în cadrul acestei, acestui capitol al canonizărilor. Pentru că Sfințenia are grade, doamna Bădic. Repet, sfânt nu devii că absolvi niște cursuri sau că treci prin niște purificări ritualice și gata, te-ai trezit sfânt și te așezi în calendar. Sfințenia e o luptă a fiecăruia dintre acești oameni și a fost și este a celor pe care noi nici nu știm. Nu știm. Sfințenia are grade, nu toți sunt în egală măsură sfinți. Contează însă, exact ca pentru tâlharul de pe crucea de lângă Hristos, faptul că s-a căit și a schimbat total modul de gândire și evident viața lui lăuntrică s-a schimbat radical și în ultimul ceas, înainte de moarte. Cazul multora dintre sfinți și în ortodoxie și în catolicism este asemănător în sensul că au, fost, au avut o viață sinuoasă unii dintre ei, nu toată viața au stat în contemplație și s-au rugat, dar rodul vieților i-a ajutat pe alții într-un mod cu adevărat profund, i-a schimbat pe alții. Ori, cuvântul cu putere multă despre care se vorbește uh, și în Evanghelie și evident în Pateric, în scrierile uh, Marilor Sfinți, cuvântul cu putere multă nu este unul simplu omenesc. Întotdeauna când un sfânt se-a spus are cuvânt cu putere multă. Ce înseamnă asta? Nu că vorbește mai tare sau că strigă, desigur, ci că mesajul cuvintelor lui străbate până la inima celor care îl ascultă. Un om sfânt e un om care când vorbește, în mod cert, nu te lasă indiferent, te mișcă, te tulbură frumos și asta o mărturisesc oameni care au întâlnit sfinți. Sunt oameni care au întâlnit și îngeri, care există și ei cu atât mai mult sfinții oameni dintre noi. Așadar, acești oameni, vom vorbi despre câțiva dintre ei, sunt oameni care, trecând prin, prin tulburare a vieții lor, tulburare ideologică, poate la un moment dat, au ajuns la liman. Acest liman e luat în considerare de biserică când alege să canonizeze. Modul în care ei au trăit ultima parte a vieții lor și contribuția lor inestimabilă la îmbogățirea spirituală, duhovnicească, pe care doar biserica o poate cântări. Nu un om fiel și bine intenționat da. care scrie doar la gazetă. Această cântărire duhovnicească, această bogăție lăuntrică în viața unui om pe care biserica l-a perceput ca fiind curat la sfârșitul vieții lui și reper de puritate sufletească, Contează cu adevărat. Părintele Sofian Boghiu este. a fost unul dintre cei care a fost invitat și foarte greu a reușit să iasă din țară. A fost invitat să picteze biserici în Siria, din câte știu, și în Liban, la un moment dat. Foarte greu i s-a dat drumul, însă renumele lui de om profund, gânditor, reflexiv, creștin, autentic, era acest renume cunoscut așadar și în alte părți ale lumii. El rămâne așadar o figură profund luminoasă, ca și ceilalți de altfel. Mai departe, am putea vorbi despre Părintele Stăniloae. Dacă Părintele îmi este cel mai cunoscut, cred, dintre, dintre cei despre care o să vorbim, pentru că a fost un citadin, a trăit uh, o parte din viață la Brașov, Lângă Brașov s-a și născut, a fost căsătorit, a avut, a avut copii, unul dintre ei s-a stins la o vârstă foarte fragedă, a trăit și a devenit la rândul ei o personalitate, fica sa, Lidia Stăniloae, care s-a stins și ea de, de câțiva ani, are un nepot, Dumitru Ionescu, trăiește în Germania, vine uneori în țară și e cel care s-a îngrijit cumva de perpetuarea memoriei bunicului său în spațiul public. Părintele Dumitru Stăniloae este considerat pe bună dreptate. Aici nu este nicio exagerare, o mărturisesc alți mari uriași teologi europeni, ortodoxi, ca fiind cel mai mare teolog ortodox al secolului 20. O formulează chiar așa marele teolog ortodox francez Olivier Clement. Așadar, care sunt meritele părintelui Stăniloae? Care, la rândul său, a avut o viață, o viață marcată de suferință, a stat în închisoare câțiva ani de zile, a restat și el în grupul acela al rugului aprins, care a devenit foarte suspect comuniștilor, pentru că acolo, la rugul aprins, realmente nu se perora, nu se stătea la cafele de vorbă, se trăia pur și simplu. Erau întâlniri în care se citeau texte din filocalie, din mari părinți și acești oameni din mișcarea rugului aprins, încercau ei înșiși să se schimbe, să se uhum. modifice, să se sfințească puțin câte puțin. Ori vă dați seama acest lucru, părea comuniștilor, da, da. nu doar bizar, pentru că nu înțelegeau nimic, dar părea periculos, pentru că religia are această putere formidabilă, subestimată uneori. De a schimba viața unui om pe care îl face ferm, curajos, mărturisitor. Ori de asta s-au temut comuniștii permanent, și cei despre care vorbim noi au fost niște mărturisitori. Ai adevărului, ai lui Hristos și necoruptibil. Da, necoruptibil. Mărturisitori ai lui Hristos, într-o epocă, toți aceștia despre care Iala. vorbim noi acum, într-o epocă a întunericului ideologic. A comunismului anticristic, pentru că asta e comunismul. Da. Astăzi, astăzi sunt tineri cu reverii socialiste, comuniste. Ei neștiind, probabil, că străbunicilor au fost torturați în închisoare până la moarte sau înfometați. Comunismul a trimis pe lumea cealaltă, prin înfometare, tortură și gloanțe, peste 100 de milioane de oameni. A avea acum reverii socialist-comuniste. Este, firește, o dezonoare, dar să sperăm că acești oameni vor înțelege în timp. A mărturisi pe Hristos, cum a făcut Părintele Stăniloae, în opere de neegalat. Doar câteva dintre ele, teologia dogmatică ortodoxă. Trei volume traduse în foarte multe limbi, care nu, sunt, nu au un conținut școlăresc, chiar academic. Firește că sunt la un nivel foarte înalt. Textele Părintelui Steniloie, toate erau trecute prin filtrul nu doar al gândirii teologice foarte rafinate, ci și prin filtrul trăirii lui ca persoană. A fost un, un trăitor ortodox autentic în a doua parte a vieții, mai ales pentru că, repet, toți cei de care, de care vorbim au fost priviți ca repere morale în ultima parte a vieții lor. Uh, asta, nu, asta înseamnă deci că au avut și scăderi, au avut și evident s-au înșelat la tinerețe uh, ca noi toți, dar uh, creșterea lor lăuntrică, morală, uh, copleșitoare pentru cei care s-au plecat asupra vieții lor a făcut ca ei să fie trecuții oficial, ca să spunem așa, în rândul sfinților. Bineînțeles, vor spune unii, e nevoie să te treacă biserica în rândul sfinților? Evident că nu, este starea de sfințenie este starea în care pleci da. în lumea veșnică. Dar sublinierea lor care pere autentice, ca rugători, ca oameni care au mărturisit mm. și care s-au jerfit, mulți dintre ei au murit în închisoare, spune foarte multe despre ei. Mi-ar mi plăcea să, să menționez niște titluri din vasta operă, a părintelui Stăniloae. Îmi cer scuze, spus, domnule Bănescu, putem reveni după publicitate? Putem! <laughs> revenit, vorbeam domnule despre părintele Dumitru Stăniloae, foarte puternică viața a sfinților noștri preoți și, repet, modele cu adevărat pentru noi. Foarte puternică pentru noi, prin mesajul care se degajă din ea. Cine se apleacă asupra vieții acestor oameni sfinți despre care noi vorbim acum, descoperă lucruri care astăzi par de necrezut. Să supraviețuiești în cele mai sinistre temnițe ale comunismului din România. Târgu Ogna, Canal, Periplava, Aiud, Jilava. Sunt doar câteva dintre, dintre, dintre locurile infernale în care oamenii au putut supraviețui doar pentru că au avut credință în Dumnezeu. Toți ieșind din închisoare au spus că acest lucru i-a ținut în viață, pentru că imaginarul nostru, al oamenilor din 2024, nu poate include nimic din ororile prin care au trecut acești oameni. Nu are rost să dăm acum exemple, pentru că ne stricăm seara, ca să spun așa. E foarte greu să descrii orori. Aceste orori, însă au fost îndurate în regim de exterminare de acești oameni de care, despre care vorbim noi și care au supraviețuit. Acest lucru a fost posibil prin credința lor. Deci mesajul vieții lor este unul foarte puternic care pledează pentru ce? Pentru credința cascut. Prin credință poți traversa uh, iadul, infernul suferinței, cum se spune sunt trecător prin prin iad, dar tu ești cu mine. Acest lucru al prezenței lui Hristos lângă acești oameni care au fost striviți până la mutilare și totuși au ieșit din închisoare în mod minunat, arată că viața lor n-a fost o o mascaradă. Acești oameni nu s-au prefăcut că au suferit, ci au mărturisit uneori fără dinți în gură din cauza bătăilor, l-au mărturisit mereu pe Hristos. Ori, cum spunea unul dintre ei despre oamenii bolnavi, canonul omului bolnav este patul. Acel om care zace în pat bolnav și suferă, nu are nevoie de prea multe exerciții spirituale ca să le practice și ca să atingă starea de purificare prin suferință. Cu atât mai mult acești oameni. Părintele Stăniloae a fost unul dintre ei, a trecut prin închisoare, a fost, evident, urmărit și după închisoare, a fost un om cu o familie, a cărei grijă a purtat-o permanent. Nu și-a mai permis, după închisoare, să devină un dizident spectaculos, pentru că nimeni nu știe cum e să fii în, în pielea acestor oameni ieșiți din închisoare, și cei care astăzi îi critică pe acești oameni că nu au fost. Mai mult dizidenți, după ce a ieșit din închisoare, cred că greșesc mult și sunt nedrepti, ignorând ce au pătimit acești oameni în, ace în acele bolgii uh, ale, ale suferinței. Vreau să adaug doar atât câteva titluri pe care cei care ne urmăresc ar putea să le găsească, să le citească. Sunt textele amprentate de trăirea acestui mare om, uh, Părintele Dumitru, este vorba despre Isus Hristos sau restaurarea omului. Teologia Părintelui Stăniloa este, bineînțeles, cristocentrică și, când vorbește de restaurarea omului, vorbește despre ceva care ne privește pe fiecare dintre noi în parte. Nu stăm deloc bine din punct de vedere moral, niciunul dintre noi, ne putem însă restaura, ne putem înnoi, ne putem în frumusețală un tric, din ruina care suntem, din epava morală care ajungem uneori, putem redeveni, cu ajutorul lui Hristos, oameni de plini. Apoi, un alt titlu, Reflecții despre spiritualitatea poporului român. A fost foarte preocupat cu părintele Dumitru, teologul, cum este numit astăzi, de spiritualitatea românească. Era firesc, e o primă datorie morală pe care o ai să fii preocupat de tradiția în care descinzi, de poporul din care faci parte. Globalismul nu are doar lucruri bune în el. Indiferentismul față de propriul popor, față de propria istorie, nepăsarea față de suferința predecesorilor tăi, acestea nu sunt lucruri cu care să ne mândrim. Părintele Stăniloae a fost preocupat profund și a scos la lumină trăsăturile Imuabile ale românității. E, sigur, în vremea lui așa se vedeau. Mai târziu le putem aprecia și altfel. Dar e o carte care merită atenția noastră, reflexiile sale în legătură cu spiritualitatea poporului. Și mai român. ales, domnule Bănescu, avem nevoie de încredere în puterea aceasta spirituală, apropo de faptul că. Uh, sigur, pe toți ne sperie puțin ceea ce se întâmplă acum la nivel mondial, dar uh, iată că vorbim despre tot ceea ce se spune despre România, acum că da. este și va fi Grădina Maicii Domnului. Stau mărturii acești sfinți preoți ai neamului nostru. Se vede în aceste imagini și o să vorbim imediat și despre părintele Arsenie boca cu mare drag. Această bunătate care se vede că este ridicată la nivel de sfințenie, ei trebuie da. să fie modele pentru noi. Apropo de această perioadă atât de conflictuală și uh, tendința noastră, uh, mereu spunem, suntem oameni, ne supără, ne deranjează cineva, devenim răi, răzbunători, poate devenim ranciunoși, poate ne enervăm. De ne obicei spunem asta când greșim. Suntem oameni. Adică a se ierta orice. Putem să o spunem, dar nu prea ne ajută să mergem înainte, ci doar să încremenim în greșeală. Suntem oameni, dar suntem oameni cu niște datorii, Superioare față de cele obișnuite. Mai adaug doar apoi un volum, poziția domnului Lucian Blaga față de Ortodoxie. A fost o polemică renumită în epocă. Părintele Stenilua a fost contemporan cu marele gânditor și marele poet Lucian Blaga, preocupat de religios okay. într-un mod profund. Dovadă că, în trilogiile lui, elementul religios, chiar Ortodoxia, este. Este foarte importantă. Avem expresii celebre ale, ale lui Lucian Blaga despre Duhul Ortodox, ca să spun așa. Problema lui Blaga era însă că, nefiind teolog, se azarda să meargă da, da. cu speculația spre Dumnezeu, pe care sigur nu-l înțelegea cu adevărat teologic. Nu pentru că da, da. n-ar fi putut, evident. Da. Lucian Blaga e unul dintre marii Filosofia, noștri da. gânditori români și europeni. Ci pentru că uh, filozofia uh, pe care el o agrea și mm. pe care a și construit-o, într-un da. fel, sui generis, uh, nu putea surprinde uh, rafinamentul legat de Sfânta Trăime, în care Părintele uh, Dumitru Stăniloae era un profund cunoscător, pentru că era trăitor al teologiei Sfintei da. Trăimii. Și atunci această polemică s-a soldat cu un schimb evident de, de texte. Această carte, pur și simplu, trage linie sub teologia ortodoxă și ne arată unde sunt posibilele erori și realele erori ale unui filozof când e vorba de, de lucruri foarte rafinate teologice. Dar, cu asta trebuia să încep, dar nu întâmplător am lăsat-o la sfârșit, că poate rămâne mai, mai mult. Părintelui lui îi datorăm noi românii traducerea celor 12 volume din Filocalia. Filocalia este o colecție de texte fundamentale, texte care, fără excepție, traduc trăirea reală creștină profundă a autorilor lor sfinți, mari părinți, mari trăitori, mari asceți. Este o literatură ascetică și, în același timp, este o mărturie scrisă despre devenirea omului uh, întru Hristos. Omul devine, omul nu rămâne neschimbat după întâlnirea cu Hristos. Ori, textele filocaliei uh, sunt, practic, pentru noi cei de astăzi, repere după care ne-am putea și noi conduce calea noastră, bineînțeles, noi mergând... Uh, cu totul diferit pe urmele lor. Dar e o operă fundamentală, prețuită și în Occident, a apărut prima dată la Veneția, e o colecție foarte importantă de texte, se găsește în România, evident este tradusă de părintele Stăniloae, a contribuit la început inclusiv părintele Arsenie Boca, care a fost foarte apropiat de părintele Stăniloae la traducerea și, mai precis, la așezarea, cumva, în volum a acestor texte filocalice. Despre Părintele Sănului se pot spune enorm de multe lucruri. Opera lui, fiind una care mărturisește adevăruri profunde și inaccesibile altfel decât pe calea reflexiei teologice, de care nu oricine da. e capabil, reprezintă moștenirea sa care prin asimilare, prin uh, cunoaștere și aprofundare, îți poate schimba viața. De aceea și de aceea Părintele Stăniloae este considerat astăzi sfânt pentru că schimbă viața celor care îi citesc cărțile, ceea ce e mare lucru. A fost un om evident curat și a murit ca un om foarte, foarte curat. E o teologul iubirii și asta spune multe. Este cunoscut în spațiul ortodox ca teologiul iubirii dumnezeiești. Să vorbim puțin și despre Părintele Arsenie Boca. Aici suntem mai informați, evident, mare, mare respect pentru Părintele Arsenie Boca și... Pe undeva, de câte ori avem uh, momente în care suntem uh, greu încercați, să spunem așa, pentru că este o perioadă care ne încearcă destul de greu pe toți, vedem ce se întâmplă și avem fiecare crucea noastră de dus, uh, avem un reper în uh, părintele Arsenie Boca. E adevărat, ați spus că se cunosc multe lucruri despre el, probabil cele mai multe prin comparație cu ceilalți pentru că traiectoria postmortem a părintelui Arsenie Boca da. a fost în percepția credincioșilor din România o traiectorie mult mai accentuată și aș spune evenimențială pentru mulți, întrucât în jurul lui, spre deosebire de ceilalți, s-a creat un adevărat cult de proporție, da, da. de proporții în România. Părintele Arsenie Boca a trăit între anii 1910-1989, deci a murit chiar înainte de căderea comunismului. Așa cum se știe, a trăit la două mănăstiri importante, la mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, între Brașov și, și Sibiu. Uh, ulterior, uh, a trăit acolo unde a și murit, uh, acolo unde este și înmormântat, la mănăstirea prislop care a devenit în ultimele două decenii loc de pelerinaj pentru foarte, foarte mulți oameni. Cumva așteptarea canonizării Părintelui Arsenie Boca a fost cea mai înaltă. Asta este clar în România. De ce? Pentru că oamenii care au mers, s-au rugat lui la prislop, acasă, au apărut chiar înainte de canonizare Așa zise, icoane. O icoană este doar icoana Sfântului, cea aprobată de sinodul bisericii și asta contează, evident, foarte mult, pentru că nu îți permiți să pui poze cu Sfinți, chiar dacă au fost contemporani. O icoană e cu totul altceva. Ea e pecetea vizibilă a Sfințeniei recunoscute de biserică. Deci, așteptarea canonizării Părintelui Arsenie Boca a fost, evident, justificată. Da. Pentru că mărturiile unor oameni, mulți, mii și mii de oameni care au trecut pe la mormântul său, care au simțit rugându-se ceva ce doar un om care a simțit asta poate descrie, faptul că rugăciunea lor a fost ascultată în sensul că ea a fost mijlocită de Părintele Arsenie mai departe spre Dumnezeu și a avut efecte, roade în viața acestor oameni rugători, spune suficient de multe se păstrează evident multe texte scrise de Părintele Arsenie Boca, nu toate însă cele care circulă sunt autentice. Din cauza acestei presiuni populare au apărut și texte apocrife, deci care nu-i aparțin Părintelui Arsenie Boca și care circulă sub numele lui. Aici biserica trebuie să facă evident un tip de ordine, mai ales acum după canonizare, să spună clar ce e autentic și ce nu este. Cea mai cunoscută scriere a sa, Cărările împărăției da. uh, și multe altele uh, mărturisesc despre trăirea extraordinară a părintului Arsenie Boca, un om foarte cultivat, un om extraordinar de inteligent uh, și un om pe care, iată, Dumnezeu l-a ales uh, în felul lui, Tainic, uh, să fie unul dintre mărturisitorii. Uh, Creștinii ortodoxi în perioada cruntă a comunismului și el a trecut prin închisoare. Numitorul comun al acestor oameni despre care vorbim astăzi este suferința îndurată în închisorile comuniste, deci toți sunt mărturisitori ai adevărului în mijlocul imperiului minciunii care a fost comunismul. Foarte... M-aș mai opri asupra, dacă se poate. Da, da. revenim după publicitate. Interesant să vorbim și despre Biserica Drăgănescu și da. despre pictura extraordinar de interesantă de aici. Foarte multă putere își găsesc oamenii în credința aceasta și în reperul pe care ni l-a dat părintele Arsenie Boca. Revenind după publicitate, domnule Bănescu, să vorbim și despre Biserica Drăgănescu. Nu, ieri. Mulțumesc. <laughs>